you go. It's better off this way. For all the dirty looks, the photographs your boyfriend took. Remember when you broke your foot from jumping out the second floor? I'm not okay. I'm not okay. Hey, I'm not okay. You wear me out. What will it take to show that it's not the life it seems? Oh. Time and time again, you sing the words, but don't know what it means to be a joke and look. Another line without a hook. I held you close as we both shook for the last time. Take a good hard look. I'm not okay. I'm not. Cred că ați reușit să faceți să ridice în picioare oamenii care se uită la televizor în seara asta. Pe noi ne-ați lăsat cu gura căscată și nivelul a ajuns foarte, foarte sus. Este ceva între circ, patinaj artistic, balet. E dus la extrem. În sensul bun, este dus la extrem și nu știu ce se poate face mai mult de atât în domeniul ăsta. Bravo! Thank you! Thank you. Thanks! Sunt foarte curios pentru că eu am făcut patinaj viteză și lumea trebuie să știe că e o foarte mare diferență atunci când lama este înlocuită de roți. Adică gheața e înlocuită de o astfel de suprafață, se schimbă total datele problemei. Cu totul al pericol, toate lucrurile se schimbă, se complică. Iar ceea ce am văzut acum este de domeniu... Nu știu, mi s-a luat de 3-4 ori respirația. Acum la final mă rugam, eram... Doamne, Doamne, să se termine odată. Adică mi se pare că se poate întâmpla oricând, orice. Dar asta face ca spectacolul vostru să fie absolut de senzație.
Thank you very much. Thank you. Bobo. Trebuie să vă spun că eu n-am făcut patinaj de viteză, dar am crescut pe patinaj artistic pentru că mă uitam, cel puțin când erau campionatele în februarie, cred că erau momentele mele în care stăteam cu mama și ne uitam la televizor și comentam. Efectiv, chiar cred că și pentru faptul că stăteam lângă mama. Mi-aduc aminte de Surya Bonali și de mulți alți campioni, iar voi ați adus aici un număr care s-a dus și înspre o periculozitate sporită, adică dus în extrem, o chestie foarte greu de privit fără să nu trăiești momentul. Veți rămâne în memoria telespectatorilor, garantat. Bravo! Thank you so much. Sunt total de acord cu tot ce s-a vorbit aici. Și să știți că ați atins o coardă sensibilă. La fel și eu mă uitam la patinaj cu mama. Suntem două surori. Sora mea. M-a emoționat foarte mult văzând că e posibil să se întâmple patinajul la noi pe scenă. Adică cumva nu puteam să cred că veți aduce spectacolul de pe gheață pe scena noastră. Și pentru asta cred că sunteți supereroi. Și vă mulțumesc că ne-ați adus bucuria de a vedea un asemenea spectacol pe scena noastră. It was nice to be here. Dragilor, ne vedem în etapa următoare. Abia așteptăm să vă revedem. Cu patru de da!